După anunțul președintelui Putin privind mobilizarea parțială, mulți ruși au ajuns și în Republica Moldova prin intermediul unor zboruri operate prin Turcia și Armenia, pentru că nu există curse directe spre Chișinău. Unii dintre ei au reușit să prindă un bilet de avion spre destinațiile unde nu au nevoie de viză. Acasă s-au întors și basarabenii care lucrau în Federația Rusă anunță portalul tvremoldova.md. Mulți dintre pasagerii celor două curse aeriene sosite în această dimineață la Chișinău de la Istanbul și Erevan era cetățenii ruși pentru că au avut puține alternative să-și părăsească în grabă țara. Ei și-au luat bilete de avion spre Turcia, Armenia sau Azerbaijan, state care nu le cer vize, după care s-au îndreptat spre alte destinații. În ultimele 24 de ore, peste 400 de cetățeni ai Federației Ruse au traversat Republica Moldova prin punctele de trecere ale frontierei, scrie TVR Moldova. Novitski, ofițerul de presă la Poliția de Frontieră, a declarat pentru sursa citată: Dacă vorbim despre intrări atunci peste 200 de cetățeni ruși. Mâine dimineață vom avea și alte date noi. Potrivit presei internaționale, după amiaza zilei, biletele pentru zboruri directe din Moscova către țările în care rușii pot intra fără vize erau deja epuizate. Cei care au reușit totuși să găsească locuri libere în avioane au plătit și de câteva ori mai mult decât în modul obișnuit. De exemplu, biletul pentru un zbor de la Moscova la Chisinau cu escală era mai scump de 4.000 de euro. O aplicație dedicată monitorizării aeronavelor pe durata zborului a prezentat un film în care se putea vedea numărul mare de avioane care a plecat începând de aseară din Moscova și Sankt Petersburg.